ca acel proiect să fie cumulat. Deci au plecat toată nenorocirea, sunt niște cetățeni. S-au făcut o joacă. Nu știu de ce, au făcut joaca fără să faci un studiu de expertiză, de oportunitate, de necesitate. Vii tu după ce primești un proiect aprobat în 2014, care era foarte clar pe tronsoane, vii și-l aduci la grămadă. Nu realizezi că nu mai poți să ai același preț de cost raportat la 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ești obligat, dacă ești un om care îți respecti cetățenii, să aplici legislația. Simplu, faci o adresă către statistică, către oficiul concurenței și explici, dom'le, prețul bitumul, cât a fost în 2014? 1 leu. În 2016, 7 lei, 3 lei, 4 lei. Domnul expert, parte care vă angajez pe o sumă modică sau pe o sumă, grup cum urea CJ-ul dacă plătea 10.000 de euro o expertiză, vă rog frumos să le faci o expertiză, să le spuneți cât este prețul corect pentru a scoate la licitație pe un preț corect, să ajudice acea licitație, să înceapă implementarea. Este o, vă spun că dacă acel proiect s-ar implementa într-un termen scurt, veți vedea o jumătate de județ, un șantier întreg, pe 4 tronsoane, 4 asocieri de firme care lucrau acolo, și lumea era mulțumită. Nu se poate, domnule, mi se pare că șantajăm dezvoltarea județului. Am avut o discuție cu domnul Birta, vă spun, acum cred că o lună de zile la el în birou, nu mă interesează, pot să-i pierd. M-am uitat la el și el, domnul vicepreședinte, mă doare sufletul, am mers la Neamț, am mers la Ministerul Dezvoltării, am stat la uși, am făcut tot ce se putea legal să avem acest proiect strategic legat de județul Iași, Botoșani, Suceava. Cum vă puteți exprima așa? Că îl fac eu pe banii mei. Pe care-i banii, domnule, pe banii unitari? 76 de milioane de euro înseamnă, dacă mulțim, înseamnă 4.000 și ceva, 5.000 de miliarde. Păi noi nu avem bani să construim un centru de copii. N-am făcut nimic cu cămin de bătrâni. Sunt sute de cereri care așteaptă la Direcția pentru Protecția Copilului pentru bătrâni care stau în chinuri. N-am făcut nimic. Dar am 76 de milioane de euro, zic eu, nu se poate, este un sabotaj. Mă gândesc că trebuie să răspund în primul rând și moral. Și cred că există, am dat la avocații mei să analizeze tare serios această situație, cred că există și o parte care trebuie să răspundă și administrativ și altfel în fața cetățenilor și în partea legislației. Să poate așa să ne aruncăm, să mergem la servici, să luăm salarii, să nu ducem la îndeplinire măcar un lucru care a fost rămas acolo. Sincer, va ieși, eu am văzut, au fost ONG-uri care au făcut miticuri. Au ieșit acolo și spus, domnule, eu am venit bogat, eu nu știu, bă, nu trebuie să spunem asta, trebuie să spui soluția urgentă. Eu dacă eram, chiar imediat formam o comisie mixtă, Consiliul Județeni, conducerea CJ-ului cu funcționare, așa cum spuneți dumneavoastră, analizam o zi, 2, 3, 7, 8 și luam cea mai bună decizie și implementam acest proiect. Dar nu s-a făcut. Mai mult de atât, nu v-a spus nimeni și vreau să permiteți la o altă și conferință de presă. Întârzierile nepermis în ce privește implementarea proiectelor la Nova Baser. Și acolo sunt probleme foarte mari, foarte, foarte mari. Sau sunt proiecte care sunt în instanță, care sunt anulate fără motiv. Anulezi un proiect, spui că nu poți să-i faci reactualizare de preț, îl scoți la licitație cu reactualizare de preț. Pe nu era mai ușor să-i faci actualizare ăluia care a câștigat ca să implementeze proiectul? Vii după aia, îl anulezi și faci actualizare, că sunt lucruri care trebuie făcute clar, punctual pentru cetățeni. Noi suntem oameni politici, suntem la dispoziția cetățenilor, am studiat eu foarte atent răspunsurile pe care le-au făcut cetățenii în chestionarele făcute de noi și în discuțiile care le-am avut cu ei în județ, am observat că interesează foarte mult drumurile și situația din sănătate. Mai mult de atât, vom cere în acea petiție să spună oameni dacă sunt de acord, solicităm guvernul, indiferent cine este el, să aloce sume clare pentru modernizarea tuturor drumurilor naționale care traversează județul Botoșani. Nu mai putem sta așa cum am stat ani de zile, s-a certat PNL cu PSD, PSD cu PNL, au făcut promisiuni toți. Și eu am făcut politică, am făcut maximul cât s-a putut pe perioada noastră, măcar s-a făcut drumul Botoșani-Suceava și la momentul ăsta nu avem clar niciun proiect. Trebuie să ne asumăm cu toții dezvoltarea județului și implementarea în ritm alert a programului drum strategic din Botoșani. Dacă nu, după alegeri, oricum, cetățenii vor cunoaște până în alegeri aceste aspecte, o să mă ocup personal să le explic și la vot o să decidă. Dar până atunci ei o să
răspund în public și mă gândesc că cea mai ușor ar fi să donez sumele care le-am încasat ca să, măcar moral, salvez în fața cetățenilor această situație. Întrebări, dacă doriți, vă stau la dispoziție.